MP este mediatoarea segmentului BC, deci înseamnă că triunghiul MBC este un triunghi isoscel, pentru că înălțimea coincide cu mediana. Dar nu numai că este triunghi isoscel, cum măsura lui D este de 120 de grade, înseamnă că unghiurile ascuțite ale trapezului și A și B vor avea măsurile de câte 60 de grade, deci vom avea un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade, deci de fapt triunghiul MBC este un triunghi echilateral, foarte important pentru noi acest lucru, pentru că MB deja l-am aflat, este 6 și am mai aflat încă un lucru. Unghiul M1, hai să-i spunem, are măsura de 60 de grade și este congruentă, egală cu măsura unghiului A, care e tot de 60 de grade. Sunt unghiuri corespondente pentru dreptele CM și AD tăiate de secanta AB. Deci asta înseamnă că AD este paralel cu CM. Cum dacă era paralel cu AM, înseamnă că din aceste ultime două relații avem AMCD paralelogram, dar cum dacă e de 6, înseamnă și AM de 6 și de fapt este chiar un romb. Dar pe noi în primul punct ne cerea să arătăm că AB de 12, deci AB 6 plus 6, 12 cm. Și se pare că am terminat și punctul B. Am demonstrat în punctul A că este romb, figura AMCD, înseamnă că diagonalele sunt perpendiculare. Cum? În triunghiul BCA avem MP este linie mijlocie, pentru că P este mijlocul lui BC și M mijlocul lui AB, deci este linie mijlocie, înseamnă că MP este paralelă cu AC și cum diagonalele erau perpendiculare, în romb sunt perpendiculare, înseamnă că MP perpendicular pe DM. Poate aici puțin mai explicit decât am scris eu, dar m-am străduit să-mi încapă, să pot să postez pe TikTok.